Vă reamintesc totuși că cei 11 membri ai Consiliului sunt trimiși acolo de către dumneavoastră popor, mai degrabă de către partidele politice pe care le-ați făcut mari prin voturile dumneavoastră, sunt trimiși acolo tocmai să se uite la televiziune, pentru asta sunt și plătiți. E bine, dânsii se laudă cu faptul că nu se uită la programele TV, dar iată, pot să le amendeze, pot să le sancționeze. La serialul nostru jos, Labele, de pe Televiziunea Poporului și desigur de pe alte televiziuni, dacă se încearcă același lucru după ce vor reuși cu OTV-ul, ar putea să fie un precedent periculos pentru celelalte televiziuni. Mulțumim mult oricum celor care ne sprijină și din lumea noastră a televiziunii și din celelalte domenii de activitate. Sunt, așa cum v-am povestit până acum, nu numai oameni răi în țara asta, ci sunt și oameni buni în România și ar trebui ca ei să ajungă la putere și nu cei răi. Nu știm cum se face că și la justiția divină se lucrează ca și la justiția pământească. Tot cei răi supraviețuiesc și cei buni dispar. Ați văzut ce s-a întâmplat astăzi cu Ștefan Iordache, ați văzut Beata Simona din Drumul Taberei, omorâtă alaltăieri. În timpul ăsta supraviețuiesc, nu știm cum se face, foarte, foarte mulți nenorociți, să zicem așa, în limbaj popular, în România. Mulțumim așadar pentru sprijin acestor oameni influenți, oameni care au mii de angajați și care se oferă să ne trimită tabele cu semnături din partea lor, galeriilor, echipelor de fotbal, care de asemenea ne susțin prin demersurile lor. O să vă citesc la momentul respectiv toate mesajele pe care le-am primit. Vorbeam așadar despre posibile investiții în televiziune, ca să nu uit, fiindcă am văzut interesul dumneavoastră. Într-una din întâlnirile mele de afaceri, să zic așa, cu fostul meu mogul Dan Voiculescu și cu un alt mare oligarh al țării, un om, foarte misterios, ei bine, acolo omul acela l-a întrebat pe patronul meu, Dan Voiculescu, măi, dar uite foarte bine că faci ziarele astea, Jurnalul Național sau Antena 1, dar auzi cât te costă pe tine, câți bani ai băgat. Și domnul profesor Dan Voiculescu a rupt așa un creion în două, în fine, e un gest de care, mă rog, pe care l-am comentat mult împreună cu domnia sa ulterior, zic, cum faci dumneavoastră să rup creionul ăla? E un creion chinezesc, care altfel este foarte dur, creionele chinezești cu gumă la capăt, și el mi-a spus, asta e un secret la negocieri ca să impresionezi adversarul, să-i arăți că ești hotărât, rup creionul acela în două. Era și asta o tehnică. E bine, acel om când l-a întrebat, domnul Voiculescu pe vremea aceea a răspuns, măi, ca să nu-i dau eu numele, acum complet că nu este frumos, n-am acordul domniei sale, i-a spus acelui coleg de afaceri și el multimiliardar în euro, măi, am investit în jur de 900.000 de mărci, pe vremea aceea era cu mărcile. Eu am avut iarăși un moment de blocaj, am dat să spun că totuși erau 90.000 de mărci, fiindcă, mă rog, fusesem de față, eram foarte bine pus la curent cu toată această investiție, fiindcă lucram acolo și eram director general și eu cu asta mă ocupam, dar ceva m-a făcut să nu zic totuși 90.000 de mărci. După plecarea acelui terț din biroul nostru, i-am zis, domnule, ce a fost asta cu 900.000 de mărci? Eu mă gândeam doar la faptul că domnul Voiculescu poate înțelesese greșit că am luat din visteria sa 900.000 și nu 90.000. Mă gândeam că iar o să mă acuze de cine știe ce malversațiune, că aș fi luat diferența aceasta de 810.000 de mărci, care era totuși o sumă. Și dânsul mi-a spus râzând, nu te pricep tu, băiețaș, în afaceri, așa este. Mergi ca mine, că e vorba de 900.000 de mărci. Ca pe urmă, ani mai încolo, deși era 90.000, ca ani mai încolo, să particip la alte discuții în care se vorbea de acum de 90 de milioane de mărci, de poate și 900.000 de mărci. Deci, tot timpul acești oameni, în fine, cu mai multe fețe, umflă anumite cifre când e să fie în favoarea lor, le desumflă când e vorba de plătit impozite. În fine, sunt oameni care evită de regulă să spună adevărul. Sfatul meu este totuși să mergeți pe varianta asta cu adevărul și aveți mai mult de câștigat în viață și o să vă spun de ce. Iată cum am câștigat eu, poate că am avut și noroc, poate că e vorba și de destin și de Dumnezeu, în episodul pe care început să vi-l amintesc, un episod crucial pentru întreaga mea carieră, fără el n-aș fi fost unde sunt acum și sigur cu el, depinde ce deznodământ avea, puteam să fiu plecat de mult din această țară, mort sau cine știe ce mi s-ar fi întâmplat. Așadar fac acea emisiune cu acel om important din
din țară, invitat, arăt cu pixul către dosarul lui, el amintește de o amantă a altui om, a unui adversar politic, să spunem așa. În acel timp, cât eu vă spuneam că în casca mea din regie mi se șopteau diverse lucruri, eu deja nemai putând să mă concentrez, nu mă mai uitam nici măcar la monitorul care există în toate televiziunile în fața moderatorului sau în fața invitaților, nici măcar nu mai văzusem că emisia postului, postul la care eu lucrasem de ani de zile, nu mai exista. Era o emisie de tipul celei pe care v-am prezentat-o mai devreme, cu niște bare sau cu un fundal, așa, cu purici mulți. Ce se întâmplase? Am aflat însă mult mai târziu. În timp ce invitatul meu vorbea despre acea amantă, la Tele7 ABC, și acum tot ceea ce vă spun este 100% real, se poate verifica și este de o importanță, zic eu, majoră pentru tot ceea ce vi se întâmplă dumneavoastră în România, fiindcă peste tot, presupun, având datele astea certe, în acest caz trăit pe propria piele, peste tot se întâmplă la fel, la o altă scară, sigur, fiind domenii de activitate diferite. Deci fiți atenți aici, oameni buni, ce s-a întâmplat. În timp ce invitatul meu vorbea despre acea amantă a acelui mare șef, în regie a sunat cineva și a zis: eu sunt, ca să vă povestesc exact, să nu fie niciun fel de problemă de înțelegere, eu sunt numărul, să zic, 2 în stat. Eu sunt numărul 2 în statul ăsta român. Vă rog să opriți acum emisiunea. Acum, cei din regie care răspundeau la telefoane și care ați văzut, de regulă vă răspund dumneavoastră telespectatorul, de multe ori sunt și ei obosiți sau nervoși sau sunt asaltați de multe telefoane și dumneavoastră sunteți de multe ori supărați pe ei și îmi reclamați: domnul Diaconescu, am sunat și mi-a închis telefonul sau mi-a vorbit urât sau s-a întâmplat. Acolo s-a întâmplat mult mai simplu. Operatoarea care a răspuns, când a auzit acea persoană că spune eu sunt nu știu ce și nu știu cum, era o femeie, persoană, și a spus eu sunt Cutărescu, Cutăreasca, opriți acum emisia, evident că operatoarea, mă rog, i-a închis telefonul, a crezut că este o glumă proastă. Telefonul a sunat din nou și s-au dat mai multe relații. Sunt Cutăreasca, Cutărescu, Cutare, și eu conduc România sau putem conduce România și dăm cu voi de pământ și vă nenorocim și vă arestăm și vă aruncăm în aer. Închideți acum emisia. A închis din nou operatoarea telefonică de la Tele7 ABC telefonul. În acest timp, cea sau cei care sunau la Tele7 au văzut că n-au sorți de izbândă în felul ăsta, au făcut repede rost sau poate chiar aveau de telefonul administratorului postului, adică a domnului Paul Opriș, Dumnezeu să-l ierte, și l-au sunat acasă, omul era acasă, și au spus: domnul Opriș, trebuie acum să opriți emisia postului dumneavoastră. Domnul Opriș nu prea știa foarte bine ce se întâmpla acolo, dar ce s-a întâmplat? Lăsați ce s-a întâmplat, acum opriți postul dumneavoastră, acum opriți emisia postului dumneavoastră. Deci asta spunea un om politic în anul respectiv. Exista CNA la vremea respectivă, dar era un CNA foarte sfios, era un CNA de tipul securiștilor de după 1990, era un CNA cu capul plecat, fiindcă erau niște oameni trimiși acolo doar într-o sinecură. Evident, nici ei nu se gândeau ce rol uriaș vor avea în societate imediat după 2002, când au fost folosiți cu mult curaj de o altă putere politică și de-abia aștept să vă dau detalii, au fost folosiți și au căpătat, evident, după aceea curaj, exact cum s-a întâmplat și cu securitatea mea după 90, au fost folosiți în diverse împrejurări și au căpătat curaj după 92, 93, 94 și pe urmă v-au îngenunchiat pe dumneavoastră ceilalți sensatori, cum au și făcut-o înainte de 89, sigur, de data asta cu alte mijloace și în alte scopuri. Revenim. Este sunat Paul Opriș și îi se spune să oprească emisia postului. Paul Opriș întreabă: dar ce se întâmplă acolo? Lăsați-ne ce se întâmplă, e Diaconescu ăla nenorocitul ăla și cu ălalt cu invitatul ăla, opriți acum postul. Între timp, Paul Opriș, sigur, ca orice investitor normal la cap din țara asta, sună imediat la postul său de televiziune, de frica faptului să nu aibă el probleme, să nu fie arestat, să nu se înceapă un anumit control în companie. Știți și dumneavoastră bine când vin ăștia în controlele peste dumneavoastră, când vin trimiși, dirijați, tot vă găsesc ceva. Vă găsesc o dată care nu e trecută bine, vă găsesc un pix care n-a scris foarte lizibil într-un registru și tot vă amendează, știți vorba aceea. E bine, ca să evite bietul om aceste lucruri, sună în regia de emisie și le spune celor din regia de emisie, care evident că și răspund, că era doar era patron: opriți acum emisia, spune domnul Paul Opriș. Cei din regie opresc emisia
eu nu mai știam de această emisie. Sigur că cei din regie mai amabili, fiindcă erau în anumite relații contractuale cu mine, doar ce v-am povestit că, mulțumită banilor aduși de emisiunea mea, acolo se plăteau salariile, telefoanele sau curentul electric în Tele7, un post aflat în oarecare probleme financiare. Ei bine, ei au vrut să fie mai blânzi cu mine și mi-mi comunicau doar în cască, domnul Diaconescu, șeful sau după caz, cum îmi spuneau ei, opriți emisia, acum opriți emisiunea. Eu, într-adevăr, mă uitam la ceas, timpul oricum era epuizat și sigur că în cele din urmă s-a oprit emisiunea. Dar n-am știut despre toate aceste convorbiri pe fire mai mult sau mai puțin roșii. M-am deplasat spre sediul din Piața Romană, Tele7 era în Piața Victoriei și după aproximativ 20 de minute, odată ajuns aici în Piața Romană, am primit un telefon de la domnul Paul Opriș și care mi-a vorbit foarte, foarte frumos, de altfel eram în relații destul de bune până în acel moment și mi-a spus, Dănuțe, băi, foarte bune emisiunile astea tale, chiar interesante, fac și mare audiență, dar să știi că vreau să facem o nouă formulă de emisiune, să facem un nou format cu niște decoruri noi, să schimbăm așa niște generice, să schimbăm puțin denumirea emisiunii. Ce mai calea valea? Vrem să întrerupem puțin emisiunea, îmi spune domnul Paul Opriș, în anul 2000, să întrerupem puțin emisiunea și o să o reluăm noi altfel, mă, să fie ceva mai bun, mai cu public, așa cum să investim niște bani în ea, să facem o emisiune adevărată, așa, mai lungă, cum îți dorești tu, dar pentru moment, ca să reconfigurăm toate aceste lucruri de care ți-am vorbit, ar trebui, zic eu, să o întrerupem. Sper că ești de acord. Și am spus, dar nea Paul, dar ce s-a întâmplat? Emisiunea merge foarte bine, câștigăm atâția bani. Dacă eu am câștigat atâția bani, că eu știam foarte bine ce bani aveam, zic, înseamnă că și dumneata ai câștigat o sumă identică. Postul are ocazia să se relanseze. Cum să o întrerupem acum când ne e și nouă cel mai bine? Măi, Dănuțe, trebuie să înțelegi situația. Haide mă să o întrerupem, mă, ce o fi rău că o întrerupem. Acum începe și campania electorală. Eram cam în vremurile de astăzi, când tot timpul înaintea unor campanii electorale politicienii stau pe jar să nu se întâmple ceva în presă, să nu apară vreo dezvăluire. Era un moment destul de prost ales de invitatul meu de atunci, mă rog și de mine, să se facă acea dezvăluire. E bine, Paul Opriș m-a rugat, nu mai aveam ce să discut, am înțeles și eu politicos despre ce era vorba. Zic, bine domnul Opriș, dacă dumneavoastră considerați așa, că trebuie să ne oprim, ne oprim. Eu atunci, ca și astăzi, stăteam chipurile pe val, pe cai mari, ce-mi păsa mie, aveam ceva oferte de la alte posturi de televiziune. Era un show care mergea bine. Plus de asta, vroiam să lansez pe piață un nou produs, adică casete video pe timpul ăla sau acum DVD-uri cu anumiți invitați de-ai mei, cu anumite povești interesante care nu s-ar putea difuza la televiziune, exact din motive de CNA, din motive de cenzură, anumite lucruri cu adevărat șocante, inedite. O idee de altfel pe care n-am părăsit-o în totalitate și s-ar putea să fiu forțat să o și fac acum din cauza închiderii, interzicerii de către CNA. S-ar putea să ne regăsim prin piețe pe undeva pe la Tarabia sub formă de CD-uri sau de DVD-uri. Revenind așa, dar mă consideram destituit, dat afară de la Tele7 ABC. Încercam să văd ceva bun în această chestiune, ca orice experiență negativă pe care o avusesem. Am plâns puțin în pernă, o oră, două, până atunci emisiunea se termina la orele 22, până la ora 23-24 am început să mă gândesc. Dom'le, de ce m-or fi dat ăștia pe mine afară tocmai astăzi? De ce nu m-au dat ieri? De ce nu m-au dat alaltări? Am luat caseta emisiunii și am revăzut-o. Caseta, copia emisiunii. Și am revăzut-o și zic, de ce m-or fi dat ei afară? Că a zis invitatul ăsta, asta la începutul emisiunii? Nu cred. Că a zis celălalt lucru? M-aș îndoi. Că a zis asta pe la mijloc? Doamne ferește. Și am ajuns ușor, ușor la finalul emisiunii. Nu înțelegeam de ce m-au dat afară. La finalul emisiunii am început să fiu atent. Invitatul meu vorbea despre o amantă, dădea și numele amantei, spunea că amanta trăiește în străinătate, undeva în Europa de Vest și că amanta este iubita unui om foarte, foarte important din România. Și atunci am zis, nu cumva o fi din cauza asta? Să știi că asta poate fi subiectul. Și dacă e din cauza acestei amante și dacă nu este, eu, ca un jurnalist bun ce mă credeam, trebuie să găsesc această amantă, această femeie, trebuie să fac un interviu cu ea, poate chiar mâine, a doua zi era sâmbătă,
Și unde o fi ea? Că o fi la Berlin, ca și Elodia, că o fi la Londra, că o fi la Paris, trebuie să mă duc acolo repede la ea, să iau un interviu, să-l pun repede pe casetă video, să multiplic casetele video, să vând așa vreun milion de exemplare de casete video și să-mi recuperez și paguba de la 37, dacă s-ar putea chiar să mă și îmbogățesc. Zi și făcut. Încep și dau telefoane după, mă rog, cum se procedează, după numărul de telefon al acestei dive. Nimic, nicio șansă. Sun peste 100 de cunoștințe, aflu cu chiucu vai că s-ar afla undeva în Franța, persoana respectivă, mă apropiu la două noaptea și de localitatea din Franța unde ar domicilia. Cineva îmi promite că îmi va da numărul ei de telefon direct a doua zi, sâmbătă, la prânz și mi-am făcut eu un plan de bătaie să plec totuși în Franța, să fiu în acel oraș, între timp să sun pe persoana care îmi promisese numărul de telefon, că aflu numărul de telefon și imediat să fiu lângă ea, să iau și interviu, să mă întorc și seara acasă și să dau drumul la casete. Mi se părea un subiect interesant, de vreme ce o emisiune de televiziune fusese suspendată cu această ocazie. Numai că până să mă trezesc eu, sau când m-am trezit, foarte multe apeluri pierdute pe telefonul meu. Deci eram sâmbătă acum, a doua zi, ca să înțelegeți cum se scrie istoria acestei țări, ca să înțelegeți în ce panică pot intra oamenii politici români când vine vorba de adevăr, ca să înțelegeți ce pot face oamenii politici puternici, bogați și influenți români, numai să nu se afle adevărul. Sunt în stare să facă orice. Dar emite o închidere de televiziune. Ei bine, văd cine mă căuta, cine credeți că era, vă las să încercați pe fiecare dintre dumneavoastră și nu cred că o să ghiciți, era Paul Opriș. Și îl sun, sigur că da, politicos înapoi, bună ziua, domnul Paul, de ce m-ați căutat? Păi, Dănuțe, mă, ții minte ce ți-am povestit azi noapte, că trebuie să facem o altă emisiune, să facem o pauză în asta, o să-ți fac niște decoruri grandioase, o să fie emisiunea ta cu public și cea mai bună emisiune din toate timpurile, asta o să fie. Dar ți-am zis că trebuie să o întrerupem. Da, nea, Paul, zic, mi-ai spus asta, zic, acum ce facem, repet, am reținut, zic, nu sunt supărat. Între timp pe mine mă sunau diverse televiziuni, în timp ce, mă rog, în acest răstim de câteva ore, hai nu vii la noi sau hai vino invitat la noi, ediții speciale, scandal, Diaconescu concediat de la Tele7. Deci eram cumva optimist pentru viitorul meu profesional, fiindcă mă gândeam o să am și un alt loc de muncă la o altă televiziune. Pe de altă parte, nu prea am stătea gândul la ceea ce îmi spunea domnul Paul Opriș, fiindcă eu mă gândeam cum să plec repede în Franța, să găsesc acea persoană, să scot casetele video respective și să dau lovitura. Și domnul Opriș îmi spunea, dar totuși, Dănuțe, aș vrea să nu rămână prietenia asta dintre noi cumva alterată, aș vrea să te invit la mine la birou, să bem o șampanie sau ce vrei tu, o bere, un whisky și să rămânem prieteni, să consolidăm relația care am avut-o și până acum și să stabilim exact viitoarea noastră colaborare. Eu am spus, domnul Paul, eu nu pot acum să fac asta, eu am foarte multă treabă, vreau să și plec din țară, uite, mă invită și ăștia pe la nu știu ce emisiuni cu edițiile lor speciale, vor să-și facă toți rating în baza concedierii mele, zic, ce să mai sunt, un om foarte ocupat, deși e sâmbătă, plus de asta sunt în casă, m-aș duce și eu pe la piață, mă rog, am invocat eu tot felul de motive ca să par totuși amabil. Domnul Opriș și insista. Păi, Dănuțe, vină-mă totuși acum, peste o oră, hai peste două, trei ore, dacă zici că trebuie să faci piața, să stai cu familia, vină când poți tu, treci pe la mine prin Piața Victoriei, eu te aștept să știi. Hai, uite, te roagă și nevastă mea să vii, te roagă toată lumea, te așteptăm aici, că doar am împărțit și bune și rele atâția ani de zile. Domnul Paul, sincer să fiu, uite, o să încerc să trec, dacă o să am drum. Dar dacă tot, matale, vrei să mă ajuți pe mine atât de tare, te rog frumos. Uite, eu mă duc să fac un fel de interviu și am nevoie când mă întorc. Știu că ai o întreagă instalație, o tehnologie de copiat casete la Tele7 pe cer, o televiziune destul de dotată oricum pentru vremea aceea. Ajută-mă și pe mine să multiplic caseta. Caseta asta când o să o fac, vreau să multiplic repede, repede, în zeci și zeci și sute de mii de exemplare. Bine, mă, Dane, dacă vrei tu, tot ce vrei tu, facem. Hai, nu mai vină să vorbim. Când am auzit așa, evident, m-am bucurat. Mi-am rezolvat cât de cât lucrurile, am încercat să aflu acel telefon al fetei din, amantei din străinătate, am primit din nou speranțe, dar am zis ce-ar fi totuși pe drum spre aeroport să trec și pe la Tele7 ABC, de altfel pe acolo și îmi trecea drumul prin Piața Victoriei.
ia să mă opresc eu puțin la Tele7 ABC, că de ce să nu las loc de bună ziua, să vorbesc și eu cu omul ăsta, cu domnul Paul Opriș, că oricum la întoarcere am nevoie de el ca să multiplice casetele, chiar dacă m-a dat afară, așa e bine să te desparți frumos de, chiar și de omul care te-a dat afară, în fel, nu e un capăt de lume, multe alte televiziuni care atunci apăruseră, aveau nevoie, vezi, doamne, de serviciile mele, dar nu mă mai gândeam la asta, ci doar la acel interviu cu femeia. Odată ajuns în parcarea postului Tele7 ABC, am văzut la intrare foarte multe mașini, care de care mai luxoase, mai interesante, dar mi-a atras atenția un număr mare de girofaruri pe capotele lor. Și am zis, ia uite în ce zi lipsesc eu de la servici de aici, de la Tele7, exact în ziua în care se întâmplă ceva interesant aici în cartier, în zonă, în bloc, a murit cineva, s-a întâmplat ceva, e ceva scandal, e ceva spectacol, foarte mulți sepepiști, foarte mulți polițiști. N-am băgat totuși mai mult de seamă, am urcat în clădire și am ajuns în biroul domnului Paul Opriș. Acolo, într-adevăr, mă aștepta o masă foarte frumos ornamentată, diverse băuturi fine și un om extrem de generos în persoana patronului meu de până cu o seară înainte, care mă concediază. Și am avut o discuție în care dânsul mi-a spus că e bine să ne împrietenim, să ținem legătura, cam ce vorbisem în mare și la ultimele două convorbiri telefonice. Eu i-am spus direct, domnul Paul, eu mă grăbesc foarte tare, vedeți că sunt plecat așa pe drum, sunt în blugi, nebărbierit, vreau să vă rog și eu doar atât. Când mă întorc, sau când vreți dumneavoastră, când puteți, eu mă duc, o caut pe una și am dat numele, fiindcă se dăduse numele ei în emisiune, o caut pe una, e tare de tot subiectul și mă duc acum, încă n-am dat de ea, nu i-am găsit telefonul, dar o caut, eu o găsesc, mă duc acum străinătate cu avionul și când mă întorc mâine, poimâine de seară, atâta te rog și pe matale să-mi multipli și mie caseta asta pe bani, pe gratis, 1000 de exemplare în 2000, cât o-i putea dumneata, eu ți-aduc casetele goale. Și dacă pentru serviciul ăsta vrei să-mi iei bani, bine, o să plătim. Dacă nu, e cu atât mai bine, o să-ți rămâi recunoscător toată viața. M-a ascultat domnul Opriș și mi-a răspuns în felul următor. Dă-o dracu, e sus la 10. Adică persoana pe care eu o căutam în străinătate, între timp sosise la postul Tele7 ABC. Persoana de care nimeni nu știa, nici măcar numărul de telefon al persoanei nu știa cineva, sosise deja în România cu un avion special, fusese însoțită până la postul Tele7 de forțe înarmate, cu girofar, de tot felul de agenți, mai mult sau mai puțin secreți. Am făcut din nou a doua pareză importantă în viața mea și am spus, cum, nea Paul? Eu mă cred cel mai mare ziarist din România. Eu nu o găsesc pe asta, pe 24 de ore nu i-am găsit nici măcar telefonul. Cu chiu cu vai am aflat așa, ca la Elodia, pe o rază de 100 de kilometri, unde ar locui. Și zic, dumneata, care tot timpul ai susținut că nu prea te pricepi la televiziune, dar că ai oameni buni, dumneata, ai găsit-o pe fata asta? Ei, am găsit-o. Mi-au adus-o ăștia. Și atunci am început să aflu foarte multe lucruri. Evident că femeia fusese adusă de grabă în țară, cu un avion particular pentru a da o dezmințire la cele întâmplate cu o seară înainte. Până aici lucrurile aparent normale. Acum că statul român, ca și în cazul CNA, plătise acelei femei deplasare, plătise, mă rog, și un fel de diurnă fetei respective, sigur este un abuz de care trebuie să știm și de care să ne ferim de acum încolo. Mai grav este însă altceva, că ei insistau pe lângă acea persoană, toate aceste personaje, să spună o anumită variantă, fără să afle dinainte dacă persoana o spunea, confirma ceea ce zisese invitatul meu de cu o seară înainte, sau infirma. Ei tot timpul, cel puțin în prezența mea, îi spuneau, dragă, să spui că nu ai avut nicio problemă cu cine s-a zis aseară, da? Fata zâmbea, bineînțeles, da, cum spuneți. Acum, în discuția mea cu domnul Paul Opriș, Dumnezeu să-l ierte, domnul Paul Opriș mi-a spus așa, Dane, dacă totuși nu te mai duci cu avionul, că persoana e la noi aici, tu ce mai cauți în străinătate, dacă tot nu te mai duci, n-ai vrea tu, te rog, să faci o emisiune cu ea în care ea să spună
că nimic nu e adevărat, că invitatul ăla de aseară e un nenorocit. Poate să zică și de tine așa ceva, că ești un moderator destul de necopt. Hai, n-ai putea să faci tu această emisiune? Și am spus, domnul Paul, aseară m-ați concediat. Eu nu mai lucrez de aseară la Tele 7 ABC. Nu prea pot să fac asta. Eu am să mă duc la alte televiziuni, uite, am niște oferte. Parcă nu e așa bine să apar eu. Ce se întâmplase însă între timp? Cum fusesem eu salvat? Toți acei oameni care o adusăseră din străinătate pe diva respectivă și aveau cu ea anumite negocieri, pe lângă, sigur, testele introductive și sumele pe care le-au oferit, i-au pus în față o listă cu diversi moderatori. Evident, eu eram exclus din viața publică în acel moment. Se luaseră tot felul de decizii, în sensul că, și o să vă pot și proba, luni, noi acum eram într-o zi de sâmbătă, luni, Consiliul Național Audiovizual urma să se întrunească pentru, la vremea respectivă, sigur, era o altă premieră, pentru a mă scoate pe mine, deci nu pentru a închide postul de televiziune Tele 7 ABC, ci pentru a interzice acea emisiune la Tele 7 ABC. Dar o să vedeți că luni nu s-a mai ținut această ședință și o să vă spun acum de ce. În momentul când i-a fost înmânată o listă cu preferințe acelei femei, care trebuiau noi așa să-i se facă toate capriciile, pe lista aceea erau aproximativ 20 de ziariști ai postului Tele 7 ABC sau ai altor posturi, din care femeia trebuia să-și aleagă exact partenerul de dialog pentru acel drept la replică ce urma să fie difuzat numai târziu de sâmbătă seara, adică a doua zi după, exact la aceeași oră. Salvarea mea a fost, dacă vreți, sau poate ghinionul meu, sau poate destinul, a fost că acea persoană care nu mă cunoștea, sigur că îi se spusese ce s-a întâmplat cu o zi înainte la televizor și se spusese că e un anumit moderator, un nenorocit, un nemernic, unul Diaconescu, care oricum trebuie arestat de mult, cu un anumit invitat și mai nemernic decât el, s-au adunat sacul și petecul și au zis despre dumneavoastră, domnișoară, că ați fi amanta unui domn pe care noi îl iubim și îl stimăm foarte, foarte tare și pe care l-am votat într-un număr foarte, foarte mare. Și dumneavoastră, domnișoară, trebuie să spuneți că nimic nu este adevărat și ca să vedeți că suntem corecți, dumneavoastră vă și puteți alege ziaristul pe care îl doriți să aveți acest dialog televizat, înregistrat, evident, că doar nu să fie în direct așa ceva. Cine știe ce urma să spună femeia, care era cam artist așa din fire, să spun între ghilimele. Ei bine, această divă, căreia îi port desigur toată recunoștința, a rostit. Dar pe această listă de 20 de persoane, citez acum din memorie, unde este Nemer Nicola de Diaconescu de care mi-ați vorbit și în avion și pe drumul de la aeroport până aici și acum în acest birou? În acel moment, ca să vedeți servilismul românesc, ce monștri poate naște și unde poate duce, toți oamenii, acei agenți, cu pistoale și cu girofar, au sărit repede în sus și au sărit pe bietul meu patron, Paul Opriș, și au spus, domnule Opriș, este inadmisibil, această domnișoară are mare dreptate. Cum v-ați permis să faceți lista asta de 20 de jurnaliști fără să-l treceți pe ea, chiar și pe nenorocitul ăla de Diaconescu? Are dreptate această domnișoară. Păi nu trebuie nenorocitul de Diaconescu să facă el dreptul la replică? El a împroșcat cu asemenea mocirile și cu asemenea mizerii, el trebuie să le șteargă. Păi, domnul Opriș, se poate așa ceva? Are dreptate, domnișoara. Unde este Diaconescu? Domnișoara, când a văzut că este susținută în felul ăsta de agenții secreți, a devenit într-un fel captivată de subiect și a spus, eu îl vreau pe Diaconescu. În acel moment, domnul Opriș, ca orice patron de televiziune, ca și mine în această seară, mă rog, eu din alte motive, dânsul din alte motive, a rămas interzis. S-a gândit, bine, dar eu aseară, tot din cauza voastră, l-am dat afară pe Diaconescu. Astăzi, Diaconescu nu mai e. Nici nu mă răspunde la telefon. Femeia a venit în țară pe la orele 11 dimineața, ca să înțelegeți cât de rapid a fost găsirea ei și aducerea ei în România. Emisiunea se terminase la ora 22. Domnul Opriș m-a sunat. Acum trecem în celălalt plan al filmului de acțiune. Eu nu i-am răspuns. Eu când i-am răspuns, i-am spus că mă duc la aeroport. Eu abia când am ajuns la el în birou, întâmplător, fiindcă se făcuse ora 15:03 după amiaza și, vedeți, ca un semn divin, eu am zis, hai să trec prin Piața Victoriei. Mă gândesc și acum ce s-a întâmplat dacă nu treceam. Am trecut. Domnul Opriș nu mi-a spus la început, dar el de 4 ore știa că diva vrea să facă dreptul la replică cu Diaconescu. Domnul Opriș era disperat.
sigur, ca noi toți, când suntem într-o asemenea situație, între ciocan și nicovală. Probabil că urma ca postul 37 să se închidă, dacă nu se întâmplau toate acele lucruri în ordinea în care ei s-au gândit. Vă reamintesc că la capătul acestei acțiuni era același CNA, vorbim sigur în 1999, cu altă configurație, nu cea de astăzi. Acum mă întorc în birou la domnul Opriș. Când eu am spus, domnul Opriș, dacă chiar vrei să mă ajut și chiar vrei să rămânem prieteni, eu o caut pe una, în Franța. Când o să o găsesc, vin și o să te rog să multiplici și mie caseta, să multiplici caseta cu ea, ca să o scot și eu la tarabe. Iar el mi-a spus, dă-o mă dracu, vezi că e sus. Unde, domne, sus? Sus, mă, la mine în birou. Domne, vorbesc serios? Da, mă, vorbesc serios. Domne, îți bagi joc de mine? Nu, domne, nu-mi bagi joc de mine. Domne, zic, eu o caut, eu diaconesc, o caut de 24 de ore și nu o găsesc. Și mi-a dat Paul Opriș, ai și găsit-o și ai adus-o și în birou. Da, mă, nu înțelegi că am adus-o. Pă, și zic, și ce propui? Păi, bă, uite ce propun eu. Să faci tu dreptul la replică cu ea, bla, bla, bla. Sigur că nu știam de discuția pe care Diva o avusese cu serviciile secrete în biroul celălalt. Eu am spus cu bună credință, domnul Opriș, eu nu mai lucrez la Tele7, uite, eu mă duc la alte televiziuni. Băi, dar nu înțelegi că nu mai ai de ce să te duci în străinătate? Nu înțelegi că e persoana aici? Fă cu asta dreptul la replică, cum te rog eu, pe urmă mai fă tu ce interviu vrei cu ea, scoate tu pe casete și scoate-le pe piață și ține-te de proiectul tău. Când am văzut că insistă domnul Opriș, i-am spus, domnul Opriș, situația următoare. Eu sunt în blugi, în geacă de blugi și în tricou, sunt nebărbierit, nu pot intra în această emisiune. În acel moment, în biroul nostru, eu nu mai eram deloc atent la detalii, fiindcă eram foarte concentrat și eram destul de bulversat, puneți-vă în locul meu, toată cariera mea se juca de pe un minut de pe altul, când eram, când nu eram, când urma să fiu arestat pentru siguranță, atentat la siguranța statului, când trebuia să fiu lăudat, felicitat pentru dreptul la replică. În acel moment, în birou, au apărut niște civili. Era destul de frig afară, erau îmbrăcați, să-i văd și acum, foarte înalți, foarte solizi, foarte chipe și în niște geci negre. Erau doi la număr. Și în acel moment eu spuneam domnului Paul Opriș, domnul Opriș, eu nu am nici haine, nici nu sunt pregătit, lăsați-mă să mă duc acasă și văd eu, mă mai întorc, mai vorbim. Zic, uite, mă caută Cutărescu să mă duc la el invitat la nu știu ce emisiune despre cazul ăsta, mă caută nu știu ce ziarist de la presa străină. La care cei doi tineri care se apropiase între timp de masa noastră au spus, domnule Opriș, dar dumneavoastră aici, în această televiziune națională, asta este posibil? Dumneavoastră nu aveți o cămașă, o cravată și un costum pentru domnul Diaconescu? Domnul Opriș, evident că nu avea, s-a uitat interzis către cei doi și către mine și a scos repede din portofel o sumă de bani și le-a dat celor doi, spunându-le, mergeți și voi jos la Vox Maris, pe vremea era un supermarket pe lângă discoteca Vox Maris la parter, un magazin deschis non-stop, diverse lucruri. Mergeți, vă rog frumos, jos și cumpărați o cravată și o cămașă pentru domnul Diaconescu și văd eu, am impresia că niște sacouri o să găsim pe aici, spune domnul Paul Opriș, pierdut în toată această situație. Pleacă cei doi, să le spunem așa, agenți secreți. Nu le cunosc identitatea, nu le cunosc numele, dar vă spune. Cert este că aveau pe vremea aceea niște mașini Opel Vectra cu niște beculețe galbene roșii deasupra mașinilor. Și împânziseră parcarea, așa cum v-am povestit, din fața clădirii de atunci a Tele7 ABC. Acum, câteva minute mai târziu, eu încercam să, sigur, să dialoghez cu fostul meu patron, actualul și probabil viitorul de atunci și îi spuneam, domnule, dar până la urmă, ce drept la replică? Cum adică? Ce vrea să spună asta? Că ăla de-aseară n-a fost foarte clar. Amanta, că e amanta lui Cutare, că e amanta celuilalt. Acum, domnul Opriș, într-o generalitate extraordinară care oricum îl caracteriza, a început să-mi povestească detalii care și mie îmi lipsau din acest puzzle și evident și mi-a sătresfătorul în momentul în care acum vă povestesc. Mi-a povestit că o seară înainte fusese sunat de la cabinetul numărul 4, numărul 3, numărul 2 și fusese amenințat și că o să ia foc casa, că dacă nu închide postul, că ce face Diaconescu acolo cu acel invitat, că vin alegerile și că el este foarte speriat. Și spunându-mi ca o concluzie, Dănuțe, te rog frumos, ai grijă ca nebuna aia să spună că nimic nu e adevărat. Și eu zic, domn Paul, păi e în direct sau e înregistrat? Mă, e înregistrat, dar ai grijă să pară că totul e în direct și ai grijă ce spune femeia aia, da? Te rog eu frumos.
Mâine, Paule, dar dacă o să spună aia că e adevărat, ce facem? Mai mă, grijă să spună că nu e adevărat, te rog eu mult de tot, pentru mine, pentru familia mea. Bine, domn Paul, hai să vedem ce o să se întâmple, da? Zău, nu stă în formă, e ora 3, eu la ora asta trebuia să fac piața, uite-te cum arăt. Hai mă, lasă că o să fie bine, mă, o să fie bine. Facem caseta, pe urmă ne uităm la ea, mai mâncăm și noi ceva acum aici, mai bem ceva, ne distrăm, hai, o să fie bine. Intră caseta de seară pe post, că oricum tu trebuia să ai emisiune. Păi domnul Paul, nu mi-a spus aseară că nu mai am emisiune? Că o întrerupem. Hai mă, tu nu mai știi de glumă? De seară o să ai emisiune. Eu, sigur, acum marșând și eu la toate cele întâmplate, am început să-mi convină situația și zic, nu, Paul, dacă ai zis că nu mai fac emisiune, nu mai fac. Uite, vin în seara asta, facem înregistrarea asta, dai caseta de seară pe post, dar eu de mâine să știi că nu mai vin, de duminică. Acum, sigur, Tele7 era pus într-o situație ingrată, dacă se difuza acest drept la replică în care se spunea că nimic nu e adevărat, iar de-a doua zi abia Diaconescu era dat afară, nu era deloc cușeră situația, fiindcă se înțelegea că eu am fost concediat, fiindcă persoana negase toate afirmațiile făcute vineri de acel lider politic. Era totul pe muche de cuțit, sigur că ne tachinam reciproc, ne jucam de șoarecele și pisica, până când se deschide ușa și distracția noastră este întreruptă de cei doi agenți secreți, care au venit cu o cămașă 39-40, am uitat să vă spun că m-au întrebat ce număr port, și cu o cravată. În momentul în care mi le-au înmânat, dar eu le-am spus, eu nu știu să fac nodul la cravată. Să vedeți ce s-a întâmplat imediat după aceea cu oamenii pe care dumneavoastră îi plătiți din portofelele dumneavoastră, cu oamenii care au alte atribuții pe linia serviciilor secrete. Să vedeți ce s-a întâmplat cu cravata cumpărată de la magazinul de la parter și cu nodul acesteia, după o foarte scurtă pauză. Direct la această emisiune în premieră, poate pentru mulți dintre telespectatori, nu cred, din câte știu, să se mai fi spus vreodată așa ceva la televizor. Sunt poate primul român care are și această șansă și această onoare să vă vorbească în direct, dar să vă și spună lucruri de maximă sinceritate. Nu știu câți dintre dumneavoastră au mai făcut acest lucru până acum, dar dacă vreți să le faceți și doriți, sunteți oricând bineveniți aici în acest studio în care s-au întâmplat atâtea lucruri în ultimii 11 ani. De ce n-ar fi și ăsta un început de la discursul meu din această seară să continuăm cu discursurile dumneavoastră? Presupun că fiecare dintre dumneavoastră cetățenii țării aveți așa ceva de împărtășit celorlalți și automat am fi o forță împreună împotriva celor care ascund adevărul de atâția ani, a celor care răspund doar prin nu știu sau prin no comment la întrebările dumneavoastră ale publicului larg, ale celor care nu vor pe față să vă spună, să vă dea detalii despre felul în care și-au câștigat banii, despre felul în care v-au condus până acum, despre ce au făcut cu banii de autostrăzi sau de drumuri, că drumurile și autostrăzile nu se văd, ce au făcut cu banii din sănătate, ce au făcut exact cu banii pe care dumneavoastră i-ați, mă rog, pierdut în felul ăsta, fără să jucați la casino, fără să jucați la loto, pur și simplu vi-au furat din buzunar, dumneavoastră i-ați dat ca impozite cu un scop concret, nobil, și i-au luat puțin, i-au șterpelit și i-au pus în niște conturi de regulă prin Elveția sau prin diverse offshore-uri. Dar vom ajunge și la acele persoane, o să vă minunați, poate să vedeți anumite conturi bancare ale celor din CNA. S-ar putea să se spună că e un secret bancar asta, dar nu avem noi nicio vină că acei funcționari din bănci au ținut să ne dea anumite detalii despre conturile bancare ale unor anumiți funcționari CNA și despre anumite trasee ale sumelor respective, după cum nu avem noi niciun fel de vină că dumneavoastră, poporul român în general, cel puțin 8.100.000 dintre dumneavoastră, vă uitați la această emisiune. Am de pus și o întrebare în acest moment, fiindcă nu știu exact ce să fac în această emisiune, dacă să continui să vă spun tot ceea ce știu sau să vă spun despre cazul din drumul Taberei, un alt caz tragic neplăcut, sau despre celelalte cazuri de care știm și am vrea să vă povestim. Puteți răspunde la această întrebare 1710 dacă chiar vreți să vă spun absolut tot ce știu, din motive încă de securitate, cel puțin pentru mine și pentru firma mea și a noastră împreună, OTV-ul, a noastră și a mea și a telespectatorilor. Evit, dacă observați, să dau anumite nume, dar cred că înțelegeți dumneavoastră foarte bine la cine fac referire atunci când vă povestesc diverse istorii. Dau, sigur, numele celor decedați,
și dau numele celor de la care am acordul să-l fac public. În rest, sigur, este și o primă normă de politețe pe care eu o respect. O normă pe care însă distin și membrii CNA-ului pe care dumneavoastră i-ați fi trimis acolo, dumneavoastră poporul, nu o respectă. Reamintesc că avem membrii CNA-ului care spun despre OTV că ar fi un post canceros, despre telespectatorii OTV că ar fi niște cretini, niște netrebnici, niște neghiobi și mai ales despre faptul că OTV-ul trebuie închis cu orice preț după o consultare cu Uniunea Europeană. Trebuie convinsă Uniunea Europeană că în România se întâmplă ceva anormal și asta este OTV-ul și trebuie închis. Cu siguranță se întâmplă ceva anormal sau se va întâmpla ceva anormal în această seară când voi continua să vă povestesc măcar ce am început, adică despre nodul la cravată. Este un moment și comic și tragic, un moment însă cu multiple semnificații, fiindcă în acel moment acei doi agenții secreți nu pot să spun dacă erau de la SPP, SRI sau SIE, fiindcă chiar nu știu, știu decât că aveau niște mașini Opel Vectra și câte un girofar de căciulă. Și știu că erau foarte, foarte bine făcuți, dar când mi-au adus cravata și acea cămașă, o văd și acum într-o țiplă, mi-au spus, domnule Diaconescu, poftiți, eu am spus, nu știu să fac nod la cravată. Și ceea ce chiar era adevărat, de regulă sunt sincer, mai mint și eu uneori și probabil, poate în anumite emisiuni o să vă fac puțin cu ochiul sau un semn discret dacă mint sau o să mă înțelegeți când mai mint din anumite interese, dar spre deosebire de politicienii care vă conduc sau despre ceilalți care v-au mai vorbit, eu spun adevărul în proporție de 99%. Ei bine, în momentul când le-am spus că nu știu să fac nod la cravată, domnul Paul Opriș și-a dat cu o palmă pe frunte, dar ceilalți doi, probabil fiindcă erau și în timpul serviciului, imediat au executat următoarele gesturi. Unul dintre ei a pus mâinile așa, fiindcă atunci vedeam și eu că se pot face și așa nodurile la cravată, iar celălalt a făcut nodurile respective. Nu știu exact cum să vă povestesc, fiindcă nu știu nici astăzi cum să fac nodul la cravată. Eu, sigur, atunci mă amuzam, pe de altă parte mă gândeam că treaba e foarte, foarte serioasă. Acei oameni, în timp ce făceau nodul respectiv, li se vedeau acel, mă rog, port pistol, acea teacă a pistolului, aia de care am discutat foarte mult și în cazul lui Cioacă, în cazul Elodiei, era un pistol acolo la dâns și cu toate astea îi făceau un nod la cravată. Dacă tot am văzut că decurge așa situația și inclusiv domnul Paul Opriș, domnului Paul Opriș îi mijea un zâmbet, am spus, bun, dar nu mă pot schimba aici, în fine, diverse aere, să spunem așa, îmi dădeam eu de vedetă ca să profit mai mult de ajutorul pe care, iată, ei se ofereau să mi-l dea. După toată acea răsturnare de situație, vă reamintesc că cu vreo 10 ore înainte eram o persoană non-grata, cel puțin în televiziune, dacă nu și în România, iar în ședința următoare a CNA-ului urma să fiu terminat complet. Ei bine, le-am spus acestor oameni că nu mă pot îmbrăca, fiindcă nici măcar nu știu ce costum o să-mi dea domnul Paul Opriș și nu știu exact dacă se va asorta foarte bine acea cravată cu acea cămașă. Moment în care acei doi agenți poate că n-au mai știut ce să facă, au rămas puțin pe loc, unul dintre ei s-a depărtat într-un fel, era un birou destul de mare și după o discuție legată de costum, l-am întrebat pe Paul Opriș, Paul, ce costum, până la urmă, de ce costum vorbești? Paul Opriș a început să se gândească, a început să sune pe niște interioare, o doamnă de la garderobă, să vadă ce invitați veniseră pe acolo prin sediu și cui putea să-i ștelpelească sacoul lăsat la cuier. Și pe acest fundal, camera noastră, biroul nostru, s-a umplut de agenți. Fiecare a început să-și dea cu părerea. Eram într-o geacă de blugi, destul de ponosită, și unul dintre ei a venit și m-a ajutat să-mi dau geaca jos. Un altul, în acest timp, m-a ajutat să-mi scot tricou. Un altul, dacă ați văzut filmele alea petrecute în Anglia, pe la castel, cu domnițele și domnișori îmbrăcați de foarte mulți servitori. Un altul îmi punea cămașa. Celălalt a venit și mi-a oferit cravata ca pe o medalie olimpică. Mi-a pus-o la gât. Erau care de care mai serviabil și mai amabil, de o generozitate ieșită din comun. Odată îmbrăcat, am mers la etajul superior să o cunosc și eu pe Diva. Acolo Diva
poate ca și mine, văzând atâta atenție în jurul ei, începuse să facă anumite probleme și din cauza celor consumate la masa respectivă, fiindcă acolo se organizase o întreagă masă, spărsese un obiect de decor din studioul meu. Aveam, ca și atunci, un fel de masă însoțită de puțină sticlă și sticla respectivă se deteriorase, motiv pentru mine să cer o nouă amânare a înregistrării. Diva, de asemenea, cerea tot felul de lucruri, un anumit tip de fructe care nu fusese oferit la masă, își punea problema cu ce avion se va întoarce, în fine, și cine o va însoți la loc. A făcut cunoștință cu mine, am discutat, eram foarte curios să văd dacă povestea de amor era reală dintre ea și omul respectiv. Ca să vă spun sincer, astăzi cred că era ceva real, fiindcă ea dădea foarte multe detalii în discuția aceea mea tet-a-tet cu ea despre legătura respectivă, nu și sexuale, dar dădea detalii că cunoaște bine pe acel om politic, timp în care, din discuția asta, noi am fost întrerupți de un alt individ, de un alt cetățean care părea mai șef decât ceilalți, și o întrerupere destul de bizară în care acel cetățean i s-a adresat ei: domnișoară, nu cred că ar trebui să vorbiți aceste lucruri cu domnul Diaconescu. Ea s-a uitat puțin mirată și din acel moment și-a schimbat puțin discursul, am vorbit doar despre cariera ei artistică și foarte puțin într-o singură frază despre ce se întâmplase între ea și acel om politic, dacă era amantă sau nu era. Evident, în timpul înregistrării ea a spus că nu este și n-a fost amanta cetățeanului, doar că a dansat cu el în niște împrejurări, fiindcă existau niște casete filmate, niște fotografii. Odată caseta realizată, ea a ajuns în mâna acestui cetățean de care vă amintesc acum, care părea mai șef decât ceilalți. Acesta o ținea în mână în toate discuțiile care au urmat. Se făcuse deja ora 18 între mine, între ei, între acești agenți, reprezentanți ai statului român și domnul Paul Opriș. Evident, la ora prevăzută în grila de program, caseta a intrat pe post în prezența acelui agent, care nu s-a mișcat din regie. Noi, de asemenea, asistam, stăteam pe hol, stăteam de vorbă și, evident, văzând toate cele întâmplate, eu am marșat puțin spunând domnului Opriș: la revedere, v-am salutat, nu ne mai vedem, eu o să mă duc la o altă televiziune. Domnul Opriș a spus: Dane, sper că glumești, emisiunea a intrat astăzi așa cum trebuia în grilă, este emisiunea ta, de mâine tot tu vei face această emisiune în grilă, de ce să se schimbe ceva? Și spun: pur și simplu, domnule Opriș, fiindcă m-ați concediat. La această discuție, fiindcă povestea nu se termină așa cu una, cu două, participa și acest agent șef, să zicem așa între ghilimele, care a început să mă convingă că locul meu este în Tele7 ABC, că eu sunt un foarte bun ziarist, că sunt un tip extraordinar, un tip chiar devotat statului român, un tip nemaipomenit, de nota 10. Aproape cu toții începusem să lăcrimăm acolo. Ca acest individ, iată, îmi descria un tablou care cu 24 de ore înainte fusese vopsit în tot felul de alte culori mult mai închise. Și atunci te întrebi în ce țară trăim când acești oameni pe care îi plătim astăzi spun, cazul ăsta concret despre mine, că Diaconescu trebuie arestat, a doua zi, fiindcă și-au rezolvat ei un anumit interes, ei spun că Diaconescu este foarte bun. Cert este că luni, ceilalți serviri de la capătul acestui lanț slab, adică membrii CNA-ului de atunci, n-au mai ținut ședința, ba chiar, evident, ei toți se întruniseră, ba chiar au ținut să discute într-un spirit de glumă. A propus un domn membru pe atunci: haideți să trecem la punctul de pe ordinea de zi cu Diaconescu, Tele7, cu cele întâmplate în emisiunea de vineri seara. Un alt membru al CNA-ului a întrebat: bun, și cum să-l sancționăm pe Diaconescu, ce să-i luăm? Și s-a făcut chiar și o glumă: uite, am hotărât să-i luăm cravata, să-i luăm cravata de la gât. Se discuta în continuu de această cravată, fiindcă cei care vă mai amintiți emisiunea de atunci, chiar nu se asorta deloc cu acea cămașă și cu acel sacou. Deci așa s-a întâmplat totul în CNA atunci, fiindcă, sigur, primiseră ordin să mă ierte sau să mă laude. Iată ce se întâmplă în CNA acum, peste foarte mulți ani, când au primit, presupunem noi, ordin să ne omoare, să ne taie, să ne termine. Mergem acum mai departe pe această poveste, poate pentru mulți plictisitoare. Dacă mă uit la televot, văd că vreți să știți cât mai multe. Să vă
împărtășesc un alt secret, dacă putem spune așa. Va fi pentru prima oară când dumneavoastră telespectatorii din România aflați de desubtul unei alte afaceri, de data asta o afacere legată direct de felul în care dumneavoastră votați sau vă pregătiți să votați. Eram la alegerile din 2000, când în finală s-au calificat doi candidați. Nu are rost să le dau numele, fiindcă foarte mulți dintre dumneavoastră, presupun, vă aduceți aminte. Ei au intrat în finală, urmând ca, nu-i așa, în cele două săptămâni ale celui de-al doilea tur de scrutin, să apară la diversele televiziuni existente la momentul respectiv. Eu atunci eram la Tele7 ABC, n-aveam de unde să știu cum este destinul, pricepe și dumneavoastră foarte bine, că erau ultimele mele zile acolo. Mi-am făcut acele programări cu fiecare dintre cei doi candidați, două apariții unul dintre candidați, două apariții celălalt candidat. A fost să fie pur și simplu un noroc să începem cu candidatul favorit, să zic așa, cu candidatul care atunci era președintele țării. Am început emisiunea respectivă. Când urma emisiunea cu contracandidatul, două zile mai târziu, repet, eram în acele două săptămâni, țineți minte, din luna decembrie a anului 2000, o lună hotărătoare, nu-i așa, pentru viitorul dumneavoastră al telespectatorilor, fiindcă atunci v-ați ales noul președinte. Ei bine, împotriva acelui contracandidat s-a dispus tot de către membrii ai CNA-ului și de către alți oameni puternici din țară, din momentul respectiv, s-a dispus o adevărată blocadă mediatică, economică, pentru a fi sigur barat, pentru a nu mai avea nicio șansă în a accede în fotoliul de la Cotroceni. Ca să vedeți ce înseamnă puterea în România, ca să vedeți ce sunt ei în stare să facă pentru a obține puterea în România. De ce postul OTV sau atunci emisiunea mea era considerată periculoasă? Fiindcă era singura fisură în tot acest blocaj mediatic care se poate face la un moment dat. Cu alte cuvinte, dacă există o casetă acum, apare o casetă pe piață, să spunem că cineva dintr-un serviciu secret se pensionează sau vrea să facă un gest de revoltă, în fine, și aruncă pe piață o casetă video, foarte, să zicem așa, interesantă pentru dumneavoastră publicul larg, dar foarte, foarte problematică pentru cei care se află la putere în momentul respectiv. Ei bine, știți și dumneavoastră între timp, v-ați prins, v-ați dat seama, s-au prins, din păcate și ei, nu sunt chiar atât de proști cum credem noi uneori, s-au prins și ei că aceste casete nu pot fi difuzate decât pe OTV sau decât la emisiunea pe care eu atunci o aveam la Tele7 ABC. Și atunci, sigur, acționează în consecință, uneori se pun la adăpost, uneori nici noi nu știm de ce se tem ei, ei cred că noi avem anumite bombe pe care uneori nici nu le avem și pentru asta de cele mai multe ori ne condamnă la moarte în lipsă. Noi nu suntem chemați la aceste procese, după cum n-am fost chemați nici când s-a închis postul OTV prima oară, o să ajungem și la acel moment, poate este culmea acestui serial, o să îl povestesc, presupun, în ediția următoare, nu știu dacă o să am timp astăzi, de-abia am ajuns în anul 2000 și de aici începe spectacolul, fiindcă astea sunt primele zile ale mele în care intru, să vedeți, într-o lume cu adevărata mafie, ce v-am spus până acum erau mici copilării, erau întâmplări fără o semnificație deosebită pentru dumneavoastră poporul larg, dar ce o să vă povestesc de aici încolo contează cu adevărat pentru felul în care dumneavoastră ați câștigat salariile sau pensiile în ultimii ani. O să vedeți că puteți avea pensii mai mari, salarii mai mari, dacă acești oameni nu luau din România aproximativ 100 de miliarde de euro și nu îi duceau în conturile lor personale din străinătate. Revenind așadar la acea campanie, când trebuia să vină așadar contracandidatul, cel care oricum avea și șanse mai mici, dar un contracandidat pe care nu mai primea nicio televiziune, când trebuia să vină la Tele7 ABC, cu aproximativ o jumătate de oră înainte. Sigur, între timp trebuie să vă povestesc, sunt atât de multe și dar contează detaliile. La Tele7 se schimbase proprietarul, deci nu mai era acel Paul Opriș în episodul cu Amanta și cu agenții secreți și cu nodul la cravată. De acum era un investitor străin, Freddy Robinson, pe numele său, un investitor pe care întâmplarea a făcut ca
chiar eu să-l aduc în acel post, Paul Opriș, fiindcă Marcel Avram, patronul din act, avea serioase probleme în Germania cu fiscul și cu datoriile, a vrut neapărat să renunțe la Tele7ABC. Paul Opriș m-a rugat, Dane, dacă printre invitații tăi sunt oameni interesați să cumpere postul Tele7ABC, te rog să-mi prezinți. Așa l-am cunoscut pe Freddy Robinson într-o emisiune legată de Banca Dacia Felix. El a prezentat lui Paul Opriș. Câteva luni mai târziu s-a făcut tranzacția și de acum Freddy Robinson era patron. Am ținut să vă povestesc acest detaliu, fiindcă într-un fel Freddy Robinson mi-era dator, fiindcă devenise proprietar la Tele7, fiindcă prin mine îl cunoscuse pe Paul Opriș și cumpărase postul. Dar acest Freddy Robinson și, mă rog, apropiații săi, au ținut să-mi comunice în seara zilei respective, când contracandidatul, poate viitorul dumneavoastră președinte, poate nu, se îndrepta către postul Tele7ABC, fiindcă mai erau 30 de minute, 40 și începea emisiunea. M-a sunat așadar noul patron al postului Tele7 și mi-a spus, Dan, să știi că emisiunea din această seară nu se mai ține. Și spun, cred că glumiți, există un contract, toate aceste apariții din campaniile electorale, cel puțin pe vremea aceea, se plăteau oficial, era permis acest lucru, este un contract, contractul a fost onorat și de o parte și de cealaltă, din două motive trebuie să facem emisiunea, odată că acel contracandidat a fost, pe de altă parte ați și încasat banii, e adevărat, jumate din ei, jumate am încasat și eu, este o situație absolut delicată, trebuie să și restituim banii dacă nu mai facem emisiunea, nu putem să-l anunțăm pe omul ăsta acum, cu o jumătate de oră înainte să nu mai vină, puteam să-l anunțăm cu o zi, două înainte, e foarte delicat. Zic, eu nu-l anunț să nu mai vină. Zic, dacă sunteți așa tare, domnul Freddy, sunați-l dumneavoastră pe dânsul să nu mai vină la emisiune. Ești obraznic, ești tupeist, ești un nenorocit, Diaconescule. Cum adică să-l sun eu? Păi eu sunt proprietarul postului. Tu realizezi emisiunea. Tu l-ai invitat. Păi zic, eu realizez emisiunea și eu l-am invitat. Și eu voi face emisiunea. Nu, nu vei face nicio emisiune. Domnul Freddy, sigur, nu puteam să mă pun cu picioarele în dărât, era totuși patronul meu și e frumos să ne ascultăm patronii și să ne supunem regulilor economiei de piață. Și am spus, domnul Freddy, nu avem nicio soluție, trec minutele, omul ăsta va intra în sediu, va protesta, va fi un întreg scandal, ne facem de râs, mai bine să lăsăm să se facă emisiunea și sunt de acord să negociem, să nu le mai facem pe următoarele. Nu? Uite, eu acum mi-a venit o idee, voi da un comunicat la Mediafax, că tu ești bolnav și că ești în imposibilitate de a face emisiunea. Zic, bună idee, dar nu sunt bolnav. Eu sunt în Tele7ABC, m-a văzut toată lumea, eu nu pot să mint chestia asta. Poate, dacă vreți, să spun că mi s-a făcut rău acum un minut sau două, că mi-ați dat dumneavoastră această veste. Ți-am mai zis să nu fii impertinent, eu am bani foarte mulți, se strivesc, am multe cazinouri prin Israel, am mii de, mă rog, miliarde de euro. Faci așa cum îți spun eu. Dacă o să te suni acum de la ziare, o să spui că ai fost bolnav. Că ești bolnav de vreo zi jumate, că n-ai venit astăzi la Tele7ABC și că nu se mai poate ține nicio emisiune, o să dăm niște muzică, o să dăm ceva în reluare și cu asta basta. Domnul Freddy, nu e, domnule, în regulă. Cât m-am târguit eu cu domnul Freddy Robinson, a sosit în sediul televiziunii noastre contracandidatul. Nabelea. A intrat în clădire, însoțit de o mulțime de simpatizanți, de bodyguards, tot alaiul acela electoral pe care îl vedeți din 4 în 4 ani și în care vi se promite marea acusarea și pe urmă vi se dă nimic din ce vi s-a promis. Am suportat o discuție întreagă față în față. Sigur că eu am spus adevărul, nu aveam de ce să nu-l spun. Am spus, domnule, eu sunt Dan Diaconescu, patronul meu, Freddy Robinson, a spus să nu mai facem emisiunea cu dumneavoastră. O să vă restituim, să vedem cum banii plătiți de firmele dumneavoastră pentru această emisiune și asta este situația, nu avem cum să facem emisiunea. Domne, vorbesc serios, nu e glumă, un întreg scandal, din care, sigur, eu am ieșit cel mai rău, fiindcă domnul Freddy Robinson, de a doua zi, ca să spun așa, mi-a blocat, dacă puteți crede, accesul în instituția Tele7ABC. Deși oamenii de la poartă fuseseră până atunci, în ultimele luni, plătiți de mine, ca să zic așa, adică de emisiunea mea, care aducea atât de mulți bani postului Tele7, încât Tele7 a început să-și revină, să-și plătească chiria, curentul, telefoanele sau angajații. Acești oameni de la pază mi-au spus, nea Dane, să ne ierți, dar domnul Freddy a zis să nu mai intri în Tele7ABC. Bă, vorbiți serios? E o farsă? Nu e, domnule, nicio farsă.
Nu venea să cred. Un post ca Tele7, care trăia, în primul rând, prin această emisiune, iată, ajungea chiar și la acest gest. Evident că nu de capul lor, fiindcă, v-am spus, la sfârșitul lanțului acesta slab al țării se află, din păcate, oamenii din CNA și nici măcar ei nu sunt capătul. Mai sus sunt niște partide politice și mai sus sunt niște oameni politici sau oameni de afaceri foarte, foarte bogați care dictează totul. Și dacă ei au hotărât atunci acel blocaj mediatic, iată, din păcate, nimeni n-a putut ieși din front. Nici măcar eu, fiindcă lucrăm la un patron, iar acel patron avea anumite probleme de rezolvat. Dacă vreți, intru în detaliu, avea anumite licențe de luat pentru Banca Dacia Felix, avea anumite nevoi de la statul român și a preferat să facă un troc, să nu credeți acum că patronul de atunci de la Tele7 a făcut toate astea pe gratis. A fost totuși băiat deștept și și-a recuperat anumite probleme, anumite creanțe de la statul român, oricum erau drepturile lui, dar nu le lua altfel, în schimbul închiderii acestor emisiuni. Cert este că puțin mai târziu ați constatat și dumneavoastră postul Tele7 s-a desființat, fiindcă așa au gândit ei, probabil întreg managementul de la început până la dispariție. Sigur, este treaba lor și e problema oamenilor ce au făcut cu televiziunea lor. Interesant este că atunci când eu am vrut decorurile mele înapoi, mă întorc acum, vedeți și la exemplul de acum câteva ore cu domnul Dan Voiculescu, un om de asemenea bogat, dar care mi-a cerut mie colacul de la WC-ul înapoi și lingurița și furculița din bucătărie. E bine, și aici domnul Freddy Robinson, după ce îmi spusese că are un lanț de cazinouri peste tot în lume și că este unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei, mi-a spus că nu-mi dă decorurile erau ale mele, adică ale firmei mele, aduse în instituția postului Tele7, era un program produs de firma mea pentru Tele7, a zis că nu-mi dă decorurile. Și eu am întrebat, domnul Freddy, dă-mi, te rog, decorurile. Cum o să întreb pe unul dintre membrii CNA-ului, puțin mai târziu sau serile următoare, domnule, dați statuia înapoi. Știți dumneavoastră la ce mă refer, domnul funcționar al CNA-ului. Dați statuia înapoi. Nu de alta, dar statuia costă 1 milion de euro. Dați statuia femeii înapoi. Atâta vă spun acum, fiindcă altfel vă facem de rușine. Și nu e frumos ca dumneavoastră, un om atât de respectat de întreaga națiune, să șterpeliți statuia unei femei. Zău așa. Revenim la decoruri. Bodyguards mi-au spus că nu pot lua decorurile din Tele7. Eu, de acum, o să vă trec repede într-un alt episod, într-un alt plan. Îmi încolțise în gând ideea formării unei televiziuni. De ce? Fiindcă, prin nenorocita aia mea de emisiune, deja susțineam un post întreg Tele7, care pe alte planuri nu era deloc gestionat bine. Și atunci mă gândeam că voi putea gestiona, dacă dintr-o emisiune țin un post întreg, de ce n-aș putea ține un post întreg din mai multe emisiuni făcute cum trebuie? Sau, mă rog, așa cum mă pricepeam eu, cert este că nu, cum zic cei de la CNA, adică tot ce am făcut eu, am făcut împotriva, spun dânsii, legilor jurnalismului, legilor firii, de a invit și pe această cale să-și facă dânsii un post de televiziune denumit, zic eu, inspirat CNA TV, e de acum un brand, noi o să-i facem celebri pe acești oameni, așa cum am făcut-o și pe Magda sau pe Tolea, în 3-4 luni de zile cât o să țin acest serial, ei o să fie atât de cunoscuți pe stradă încât presupunem că dumneavoastră cei 8 milioane o să-i felicitați acolo când, pe unde o să-i întâlniți. Și o să le adresați numai cuvinte de mulțumire. E bine, deși o să-și facă un post, care s-ar putea să-și facă un post CNA TV, un post îndrăgit, într-adevăr, de toți telespectatorii, fiindcă dânsii, cei 11 membri, chiar știu, zic ei, cum se face televiziune și presupune că toată lumea se va uita numai la acele programe și automat nimeni nu se va mai uita la noi, nimeni nu mai va mai afla aceste acte de corupție pe care le fac guvernanții. Deci să stea liniștiți. Au această variantă, fac repede, mâine seară un post CNA TV, au și bani, au putere, au sedii, au clădiri, vorbesc cu firmele de cablu, imediat apar în casele dumneavoastră și o să vă convingă. Chiar am și eu, presupun, sau mă rog, propun eu o grilă de program. Uite, ar putea face Cristina Trepcea o emisiune de la, să zic, orele 20 până pe la 2 noaptea. Până la orele 20 ar putea domnul Dan Grigore să cânte la pian 4-5 ore pe fiecare după amiază. De asemenea, ceilalți membri ai CNA-ului care se pricep foarte bine la orice, numai la televiziune, nu, ar putea avea emisiuni specifice de agricultură, după caz, de emisiuni despre alcool, fiindcă sunt foarte mulți, sau mă rog, câțiva membri acolo ai CNA-ului care se pricep bine la alcool, de la consumul lui până la toate celelalte etape de fabricație. Deci ar putea face emisiuni diverse și cred că, sincer vorbind acum, chiar ar avea priză acest canal de televiziune.
Acum, revenind la povestea noastră, fiindcă e foarte importantă pentru toată România, deci s-a închis această emisiune pentru ca un candidat pe care dumneavoastră urmați să-l votați sau să nu-l votați, să nu apară, domne, să nu apară nicăieri. Pur și simplu s-a decis. Am încercat să cer decorurile, magnatul planetei, domnul Freddie Robinson, unii spun că ar fi și mai bogat decât Bill Gates sau decât alții, nu a vrut să-mi dea și mie decorurile alea amărâte, care chiar erau ale mele, adică mi le-a furat. Am întrebat, dar de ce nu vrei, domne, să mi le dai? Uite, nu vreau să ți le dau. Domne, dar la ce le folosești? Că între timp emisiunea se chema Dan Diaconescu Direct și așa scria și pe placajele respective din decor. Nu vreau, domne, să ți le dau. Uite așa, nu vreau, că m-ai enervat. Bine, domne, să ne judecăm, mergem să ne judecăm pentru decor, să-mi dai decor. Evident că nu l-am mai dat în judecată, am lăsat de la mine să fie acolo de pomană, să ajutăm și noi pe investitorii ăștia străini care vin în România. Mergem mai departe. Eu foarte bucuros totuși de această plecare din Tele7, fiindcă, așa cum vă spusesem și la episodul de cu un an înainte, aveam destule oferte și cine mai era ca mine. Oferte de la chiar un post public, oferte de la 2-3 posturi private. Eram și doldura de casete, burdușit de dovezi compromițătoare, aveam multe subiecte în curs și de-abia așteptam să le dau publicității ca să vă placă dumneavoastră telespectatorilor, să ne mai răzbunăm și noi pe îmbuibații țării, să ne mai răcorim așa, să le mai dezvăluim netrebniciile. Și am început să vorbesc la telefon, imediat după concedierea asta, să zic așa, a mea de la Tele7, am început să vorbesc la telefon cu acești parteneri și am ajuns întâi la postul public, acolo îmi plăcea mie cel mai mult, fiindcă era o acoperire foarte mare a teritoriului și mă gândeam că emisiunile mele pot da rezultate mai mari în felul acesta. Și acel om mi-a spus, domnul Diaconescu, foarte bună emisiunea asta ce ai făcut dumneavoastră la Tele7, dar, domne, la noi aici e altceva, noi suntem cu statul, avem o ierarhie complicată, eu țin mult la dumneata, vreau să te ajut, dar să știi că la emisiunea asta trebuie să fim mai atenți, trebuie să ne înregistrăm cu o oră, două înainte, să ne uităm pe casetă, ne uităm și cu ăștia, cu șefii mai mari și gata, intră caseta pe post și toată lumea e fericită și trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Și am spus, domne, dar e complicat să înregistrăm înainte, să ne uităm la casetă, pe urmă să o difuzăm, e foarte complicat, zic, nu se poate totuși în direct, că emisiunea în direct au mai mult farmec, mai intervin telespectatorii, mai vorbim la telefon. Domne, nu se poate, că se întâmplă o nenorocire de asta ca la Tele7 și nu de alta mă dă pe mine afară, că eu sunt producătorul, o să fiu producătorul programului, mă dă pe mine, mă dau ăștia afară de aici și pe urmă o să te dea și pe matale afară, adică pe mine. Și n-am reușit nimic. De ce să nu fim noi băieți deștepți, să înregistrăm, să ne vedem de treaba noastră, încasăm banii, așa, ce facem? Facem noi o emisiune interesantă în direct, dar după 3 zile ne-au concediat ăștia. Bine, domnule, eu, sigur, nici nu m-am bucurat, nici nu m-am întristat, fiindcă mai aveam atâtea variante. Plec de aici, mă duc peste drum, la o altă televiziune. Domne, domnul Diaconescu, sunteți foarte bun, de mâine seara să începeți emisiunea. Ce vreți să faceți în emisiunea de mâine? Așa, de curiozitate, mă întreabă patronul acelei stații. Și eu zic, domnule, de curiozitate, dacă vreți, vă interesează, știți scandalul de astăzi din presă? Ce scandal? Păi zic că a fugit unul din țară, știți că a fugit. Și se zice că a fugit cu acordul Ministerului de Interne. A fost scos peste graniță, în fine, diverse zvonuri. Tipul a fugit, era vorba de un bărbat care fugise din țară, în fine, condiții misterioase, acuzat că avea o sumă mare într-un portbagaj, 1 milion de euro sau 5 milioane de euro sau de dolari, în fine, nu contează. Povesteam eu acelui patron de stație acest subiect. Omul a fugit din țară, s-a stabilit undeva prin vestul Europei, dar pe drumul spre aeroport a trecut pe la mine, pe la OTV, Oglinda era atunci, pe la ziar Oglinda, pe aici, prin Piața Romană, ceea ce era adevărat, și mi-a lăsat o casetă. Și mi-a zis, domnul Diaconescu, eu am mare încredere în dumneata că te-am văzut eu la emisiunea asta pe la Tele7, uite, îți las caseta asta, fii atent că e nenorocire ce pe caseta asta și când o să te sun eu, de unde mă duc eu acum, plec întâi până în Belgia, pe urmă nu știu unde, prin Olanda și așa mai departe, când tu-i suna eu pe matale, să-mi răspunzi și eu o să zic atâta, domnul Dan, dă caseta aia. Și dumneata, dacă sigur mai și vrei, o și dai. Atâta te rog, nu o da acum. Eu vă reproduc acum dialogul între mine și acel fugar. Nu, dar acum, că nu e momentul. Stai să fug și eu întâi peste graniță, să-mi asigur și eu copiii, familia și așa mai departe. Îi povesteam toate astea acelui patron de stație. Sigur, fără să dau nume, așa cum nici vreau să nu vă dau nume, fiindcă nu e frumos, trebuie să vă spun că omul nu mi-a dat încă niciun telefon. Și au trecut, vedeți și dumneavoastră, câți ani? 8 ani.
Da, s-ar putea să mă sune ca și mâine, sau poate acum mă sună. Cert este că pe caseta asta e cum vorbim noi așa între noi în popor, e nenorocire. Adică dacă o dăm, vă dați seama, ne închid ăștia nici nu mai apuc să vă zic bună seara. Dar revenim. Mă uit pe un mesaj și îmi vine să râd. Zice un interesator, mai bine continuați să povestiți, nu știu, aveți atâtea lucruri de spus, lucruri pe care nu avem de unde să le cunoaștem, lăsați alte subiecte. Asta este cel mai super, da? Bine, o să las, dar să nu se supere ceilalți care vor subiecte. Mai bine v-aș da înregistrarea asta, că avem o înregistrare cu funcționarul CNA. Doamne, să vedeți ce povestește acel funcționar CNA. Măcar 1%, dacă e adevărat din tot ce spune, e chiar groasă situația. Acum vorbim chiar serios. Deci, am rămas cu caseta, să vă povestesc. Deci omul a lăsat caseta, mi-a dat pricat să nu difuzez decât, mă rog, când mă sună el, mă sună și ce credeți că mi-a spus, domne, proprietarul acestei stații de televiziune particulare, o stație formidabilă, mare, cu multe milioane de euro, cu acționari străini, puternici, inteligenți, e pe aici, pe undeva, pe Nestea 10. În primele 10, că mă întreabă deja trezătorii pe ce loc e televiziunea. E bine de tot, e clasată bine. Oricând poate să fie și mai bine sau și mai rău acea televiziune. V-am spus, toate aceste locuri, ca și în fotbal, se dispută, se joacă până la capăt. Vom vedea, de exemplu, dacă OTV, ce vorbesc cei din CNA, e pericol, mai vorbesc ei pe la colțuri, pe acolo, să vedeți ce colțuri aveai în CNA, ce colțuri luxoase, nu ca în instituțiile în care lucrați dumneavoastră, să vedeți ce huzuri acolo. E ce discută, domne, dacă OTV crește câte o poziție în fiecare an, că noi OTV-ul ne tot chinuim de vreo 8-9 ani. Sau sub forma acestei emisiuni de 11 ani. Dacă nebunii ăștia de la OTV, i-am întrerupt odată, i-am întrerupt a doua oară, 2 ani, le-am dat amenzi, 1 milion de euro, i-am scos din minți cu procesele, i-am hărțuit, le-am dat avertizmente în fiecare ședință. Ăștia urcă câte un loc în fiecare an. Ăștia nu sunt sănătoși. După calculele lor, ale deștepților din CNA, cam în 2-3 ani, cel mult, OTV ar fi pe locul întâi. Și ei ce spun? Dom'le, pe locul întâi, să închizi televiziunea de pe locul întâi, ar fi puțin criminal, așa. Ne-a luat lumea cu pietre pe străzi. Hai să închidem acum repede cât se mai poate, că sunt încă pe locul 3. Că dacă sunt chiar lideri, parcă nu-i frumos. Deci de-aia se grebesc ei rău de tot. Acum o să mă întorc să vă povestesc replica acestui patron de televiziune. După o scurtă pauză să vă dau replica, să vedem în pauza asta câți dintre dumneavoastră ghiciți ce a zis acest patron de televiziune și, sigur, de ce n-am lucrat eu acolo și să vedeți pe urmă de ce a trebuit eu să-mi fac OTV-ul, că până la urmă, ca să fiu sincer, în acele momente nu mă ducea pe mine capul să-mi fac eu televiziunea mea, sau nu aveam curaj, sau nu aveam bani, dar uite, m-au forțat ei, m-au împins puțin de la spate toți acești dușmani ai adevărului, ai democrației și sigur, ei continuând să tot scuipe pe obrazul democrației, cum fac acești 6 membri de la o vreme încoace, din păcate, se întoarce totul împotriva lor și o să vedeți cum se întoarce, că acum povestim sigur partea frumoasă, mai amuzantă a lucrurilor, dar pe urmă trecem la partea grea, complicată, în care oamenii ăștia chiar au furat și chiar trebuie să plece, sigur, ca o demisie de onoare sau măcar să fie arestați. Ca să glumesc puțin, dacă tot n-am fost arestat eu în 99 la ordinul acelei persoane, măcar să fie arestați ei acum la ordinul altor persoane. Revenim imediat să vă dau replica, să vedem dacă o ghiciți replica investitorului român în televiziune în anul 2000.